Sezonul festiv aduce cu sine nu doar bucurie și căldură, ci și tradiția împodobirii bradului de Crăciun. Cu toate acestea, în timp ce ne străduim să aducem magia sărbătorilor în casele noastre, există anumite decorațiuni pe care ar fi mai bine să le evităm. Superstițiile legate de obiceiuri de Crăciun sunt variate, dar unii cred că anumite elemente pot atrage ghinion și energii negative. Grilandele sunt un element central al împodobirii bradului, dar cele rupte sau decorate pot fi considerate semne de ghinion. Se spune că aduc instabilitate și probleme financiare în noul an. Optează pentru grilandele frumoase și bine întreținute pentru a atrage energii pozitive. Globurile care au suferit deteriorări pot reprezenta simboluri ale norocului pierdut. Încearcă să eviți utilizarea ornamentelor sparte, deoarece acestea ar putea aduce ghinion și probleme în viață. În multe culturi, corbii și păianjenii sunt asociați cu ghinion și moartea. Adăugarea unor figurine cu aceste animale la brad ar putea atrage energii negative, conform credinței populare. Optează pentru ornamente mai prietenoase și pline de bucurie pentru a-ți lumina casa. Deși luminile strălucitoare și aglomerate pot părea festive, ele pot crea o senzație de aglomerație și haos. Se spune că acestea atrag concluzii și agitații în viața ta. Încearcă să distribui luminile uniform și să creezi un aspect echilibrat pentru a menține o atmosferă pașnică. Ornamentele cu expresii triste sau înfățișări negative pot influența starea de spirit și pot aduce tristețe în casă. Optează pentru unele vesele și pozitive care să aducă zâmbetul pe buzele tale și ale celor dragi. Decorațiunile vechi și murdare pot atrage energii stagnante și pot transmite o senzație de neglijență. Alege decorațiuni proaspete, strălucitoare și bine întreținute pentru a crea un spațiu plin de vitalitate și proaspăt. În ciuda superstițiilor, cheia este să creezi o atmosferă de sărbătoare plină de bucurie și pozitivitate. Alege decorațiuni care să-ți aducă aminte de momente fericite și să te înconjoare cu o energie pozitive. Cu atenție și intenție vei putea să-ți împodobești bradul de Crăciun într-un mod care să reflecte spiritul autentic al sărbătorilor. Relatează click.ro.